Colcă Ion. Colcă Ion. Da. Uite, tu rămâi în pizzerie, în magazinul de pescărie, nu plecă. Vorbești nimic. A venit, era plin de sânge, am înțeles. Da, 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 era plin de sânge. Speriat, era speriat? Era foarte speriat, a intrat după el în restaurant acolo, a zis, nu iese nimeni, bine că te-am prins, a tras cu pistolul în aer din ce spune băiatul, i-a dat cu cuțitul în cap, i-a băgat cuțitul în picior. E rănit? Da. N-a schimbat ambulanță? Acum vine poliția. E rănit și doamne, nu, numai de cuțit. Da, e rudă? Da, cel care a atacat e fostul ginere. Fostul ginere, da. Fostul killer. Să povestești noi cum s-a întâmplat. I-a dat cu bumnii cap, cu cuțitul, cu picioarele. Dar așa dintr-o dată, i-a zis ceva? Nu i-a zis nimic. Avea și pistol? Da. A tras cu pistolul? Da. Câte focuri? Două focuri sau trei focuri. Două focuri. Și unde te-a rănit? Păi aici, în cap, a vrut să mă tai cuțitul aici, în picior. S-a apucat, de fapt l-a mai bătut, după aia l-a mai lăsat, s-a luat de mine și după aia iar de... Cât a durat toată? Cred că 10 minute, un sfert de oră. N-ați avut timp să anunțați poliția? A fost frică? Telefoanele toate au fost scoase pe masă, că ne amenința că ne împușcă pe toți dacă noi cumva punem mâna pe telefon. La un moment dat mi-a sunat telefonul și a zis că... Și câți oameni erau în bar, în pizzerie? Că erau 4 băieți și noi două, cred inclusiv clienții care s-au speriat niște fete și pe ele le amenința că le omoară dacă ies. La un moment dat ele au reușit să fugă. Am înțeles. E rudă dumneavoastră? De ce? Că nu lăsa să vadă copilul. Da, n-are. Pur și simplu, dumneavoastră v-a dus la pizzerie și a dat el dumneavoastră acolo sau v-ați îndepărat? Da, nu, eu eram acolo și a intrat și a scos pistolul și a zis că mi-a ținut. De pe afară! De afară! Atenție! De afară! Bă, gămești! Mă, tată-mi bag! Vă rog frumos, poftiți afară! Să mă deranjați cu locul fapte, vă rog frumos! Vă rog frumos! Deci deranjați locul fapte, vă rog frumos! Mergeți înapoi! Mergeți înapoi! Mergeți înapoi! Ce mă? De ce l-a atacat? Ce s-a întâmplat? Ăsta mă! Bă, gămești! Mă, tata! Filmează-mă! Bă, filmează-mă, putoare! Să mă! Filmează-mă, putoare! Bă, gămești! Mă, tată-mi bag! Hai de-aș fi! Pe totul rău! Gabi! Gabi, gata, da! BAA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 
Nu te gau pe ăla! Pentru că mi-a prins băiatul! Socialul e mai jos? Da! Că tu ce ai, că tu mai poți! Ce s-a întâmplat? Incidentul a avut loc într-o pizzerie din municipiul Târgoviște. Un bărbat a pătruns în incinta localului și a tras mai multe focuri cu o armă. Armă neletală? Da, din datele pe care le avem la acest moment, este vorba de o armă neletală. Urmează să stabilim dacă este armă pistol cu bile sau pistol cu gaze. Am înțeles că a făcut și o victimă, a lovit cu un cuțit un bărbat, chiar o rudă de-a dânsului în acea pizzerie. Da, practic, conflictul este cu acest fost cumnat al lui, pe motive mai vechi, diferent de mai vechi, iar văzându-l în bar, a reacționat la maniera la care... Ce s-a întâmplat apoi? A fugit de la locul incidentului, iar polițiștii l-au prins în maxim 30 de minute, într-un alt bar din municipiul Târgoviște. Ce riscă acesta la momentul acesta? La acest moment a fost prins, este cercetat pentru vătămare corporală, pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice și infracțiuni la nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Era cercetat deja pentru... Da, era deja cercetat într-un dosar penal cu același obiect, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Mulțumesc.